Înaintea meciului de sâmbătă, Potaisa Turda ocupă locul secund în Liga Zimbrilor, iar CSU din Suceava se află pe poziția 8-a. În turul campionatului, universitarii au pierdut în Ardeal cu scorul de 26-31. Antrenorul echipei sucevene, Petru Ghervan, nu i-are la dispoziție pe Roșu, Cutaia, Mihalcea, Luici, Seaz și Botond, care sunt accidentați. Obiectivul pentru noi rămâne același, indiferent de probleme pe care le avem la echipă, și anume să dăm totul la fiecare meci, indiferent de numele adversarului, astfel încât la finalul sezonului să fim pe un loc deasupra celor care duc la baraj. Noi sperăm ca să începem cu dreptul și să facem un meci bun sâmbătă, că atât pentru noi cât și pentru publicul din Suceava care este alături de noi meci de meci. Turda este o echipă care s-a călit, ca să spun, s-a pregătit sau s-a călit în competiții europene în ultimii câțiva ani. Acei jucători care au experiență internațională, pe care ne-o dorim și pentru jucătorii noștri în perspectiva imediată a următorilor ani, sunt jucătorii pe care trebuie să-i contracarăm și dacă vom reuși să-i anihilăm ca acțiuni de joc, în sensul acesta, pe acești jucători valoroși ai lor, siguranță și șansele noastre vor fi proporționale spre a obține puncte. Nu este deloc simplu, Turda este o echipă cu un joc complet, are un contraatac foarte bun, are un atac pozițional consistent prin jucători valoroși, așa cum am spus, să nu uităm că Turda nu este doar echipă de cupe europene, ci are jucători la lotul național, jucători importanți, care nu au participat, și aici este o discuție. Probabil că n-au participat sâmbătă la ultimul meci al echipei naționale sau la niciunul de meciurile echipei naționale, accidentați fiind, nu știm cât de accidentați, încă nu avem informații dacă vor juca sau nu vor juca sâmbătă. E o discuție în sensul că la echipa națională nu ești bun, peste 6 zile ești bun pentru echipa de club. Dar asta este o chestiune care nu ne face decât să ne onoreze, înseamnă că ne iau foarte în serios și e o chestiune de club, de echipă, de interior a lor, cum se organizează și ce fac. Așa cum spuneam, jucătorii, urmând să intre, poate, unii dintre ei incomplet refăcuți, doar ca să-și ia punctele de aici, pentru că în urma jocului de aseară de la Timișoara, care Steaua a pierdut categorii, Turda are o opțiune foarte serioasă pentru locul 2. Să repete acea performanță de a deveni vicecampioana României, lucru important pentru o echipă, pentru orice echipă din România. O linie de 9 metri foarte puternică, pivoți foarte buni, în poartă, hai să spun un nume, Șelaru, ca să fim un jucător pe care îl cunoaștem și care a fost la noi, dar nu numai el, și o echipă completă, cu jucători atât tineri crescuți din pepiniera proprie, lucru pentru care eu îi felicit, dar și jucătorii care au venit de ceva vreme și au creat un nucleu de echipă și o echipă stabilă, puternică, pe plan național. În cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor mai sunt programate următoarele meciuri: Politehnica Timișoara, Minaur Baia Mare, CSM București, Dinamo București, Universitatea Cluj, CSM Bacău, HC Buzău, Steaua București, HC Dobrogea Sud Constanța, CSM Alexandria și CSM Focșani, CSM Vaslui.